ați venit. Bine ați revenit. Celebrăm astăzi Ziua Națională a României prin această frumoasă expoziție autor Aurel Băieșu și ne bucurăm că putem completa această zi frumoasă în orașul nostru frumos. Fălticeni, Notre-Dame. Suntem onorați că astăzi avem doi vorbitori distinși, pe doamna dr. Mihaela Berzea, directorul adjunct al Muzeului Neamț, Complexului Muzeal Neamț. Și pe colaboratorul nostru fidel, domnul scriitor Grigore Ilisei. O voi ruga pe doamna Mihaela Berzea, curatorul expoziției, să ne prezinte expoziția. Vă mulțumesc, domnule director, că distinsă domnule scriitor Grigore Ilisei, onoarea audiență. În primul rând, la mulți ani, cu ocazia Zilei Naționale, cu ocazia sărbătorii la 100 de ani, la Marea Unire. Vă mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, sunt curatorul acestei expoziții. Ne aflăm astăzi aici, în primul și primul rând, adică domnului director, domnul Jorgețanu, pentru că dacă dumneavoastră nu aducea la Fălticeni în această expoziție, ar fi rămas doar de rezimezele Muzeului de Artă Piatra Neamț. Acest proiect cu titlul de fond, Aurel Băieșu, 1996-1928 portrete. Este o expoziție care s-a născut datorită mai multor factori, să spunem. În primul și în primul rând, respectând adevărul istoric, anul trecut, un colecționar din Piatra Neamț, domnul Lucian Avelanu, ne propunea nouă, Complexului Muzeal Județean Neamț, organizarea unei expoziții în august acest an, cu ocazia comemorării a 90 de ani de la moartea lui Aurel Băieșu. Gândindu-ne la faptul că suntem în an centenar și trecând un pic cu ochiul la ce fac colegii noștri din țară, am văzut și am aflat despre proiectul Muzeului Național de Artă, un proiect intitulat Atelier de Fond, Artiști Plastici în Marele Război, 1916-1918, un proiect expozițional concretizat și cu un catalog excepțional. Și răspuind acel catalog, l-am descoperit printre artiștii plastici mobilizați în Marele Război, pe Aurel Băieșu. Și atunci, gândindu-ne la colecția Muzeului de Artă Piatra Neamț, am spus că trebuie, se cuvine, să facem și noi un eveniment dedicat lui Aurel Băieșu. Trebuie să spunem faptul că Aurel Băieșu este foarte bine reprezentat în colecția Muzeului de Artă Piatra Neamț. Este născut la Fălticeni, dar Aurel Băieșu, așa cum bine știți, din anul 1922, se retrage la Piatra Neamț și trăiește acolo 6 ani de zile, până în anul 1928, în august, legat fiind de oameni speciali. Citând zilele trecute, într-o autocaracterizare a distinței artiste Cela Neamțu, faptul că în existența unui artist, primatul natal contează foarte mult. Domnia sa spunea că ori de câte ori simte nevoia să-și încarce bateriile și să înceapă o nouă lucrare, se întoarce acasă, între colinele Iașului, și de acolo și-a inspirație și putere. Aurel Băieșu și-a luat inspirație și a luat seva inspirației de la Piatra Neamț, pentru că a fost înconjurat de oameni speciali, de Gheorghe Teodorescu Chirilanu, Gete Chirilanu, bibliotecarul Curții Regale a Orientului, de familia Lalu, o familie din Piatra Neamț, de familia Vorel
Și dacă ne uităm pe simezele Galeriei Ion Ilimescu, îi vom vedea pe reprezentanții acestor familii pictați. Expoziția inițial a reunit aproape 80 de lucrări. 80 de lucrări, din care mai bine de jumătate vizau opera de front a lui Aurel Boieșu. Nu puteam să facem o expoziție doar cu opera de front, pentru că aceasta nu este foarte, foarte consistentă ca numărul, mă refer. Ca valoare, are o valoare excepțională. Și atunci am extins tema expoziției și am adăugat portrete. De ce portrete? Pentru că în perioada primului război mondial, Aurel Boieșu, mobilizat fiind, începând cu 1 noiembrie anului 1916 și până în anul 1918, pictează chipurile războiului. Și veți vedea grafica, care provine de la Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă din Bacău, în care sunt prezentați de la ofițerii ruși, soldați români, ofițeri români, în diferite ipostaze. Pentru că Aurel Boieșu, pe front, a fost atras mai mult decât de scenele de luptă, de chipul uman. Aurel Boieșu a fost mobilizat, așa cum am spus, în noiembrie 1916, a fost pe front până în iunie 1917, când Constantin Prezan, în calitate de comandant al Marelui Stat Major, decide să îi adune pe artiștii plastici, să-i mobilizeze și să le dea ca misiune realizarea de lucrări pentru crearea unui muzeu național militar. Plecând de la acest, acest fapt, am apelat la Muzeul Național Militar Regele Ferdinand I, încercând să recuperăm și să aducem în această expoziție opera lui Aurel Boieșu. Din cauza unor noi reglementări juridice, Muzeul Militar Național nu mai împrumută muzeelor din țară bunuri de patrimoniu, fără ca acestea să fie clasate în categorii de tezaur și fond ale patrimoniului cultural național mobil. Astfel încât nu am reușit să aducem Muzeul Național Militar pe simezele Muzeului de Artă Piatra Neamț. Ce am reușit însă să facem, ei ne-au dat în formă electronică câteva din schițele realizate pe fond de Aurel Boieșu. A fost o investigație mai mult istorică. Eu nu sunt specialist, am terminat facultatea de istorie, nu am absolvit artele plastice, astfel încât acest proiect a avut o componentă, să spunem, istorică. Am investigat opera de front a lui Aurel Boieșu și, un lucru foarte important, surprinzător, am descoperit la Muzeul Militar, nu fuseseră introduse în circuitul științific, o parte din schițele lui Aurel Boieșu, care se aflau acolo datorită prieteniei legate pe front de Aurel Boieșu cu sculptorul Alexandru Severin. În corespondența pe care Aurel Boieșu o poartă cu Gete Chivilanu și cu Iorgu Lanu, menționează faptul că, aflându-se pe front, el s-a dus, el a intrat ca pictor de front datorită și la rugămințile lui Alexandru Severin. În colecțiile Muzeului Militar Național se află o donație a lui Alexandru Severin și în această colecție Severin sunt câteva din lucrările lui Boieșu, o acuarelă excepțională, dar și grafică, iarăși foarte, foarte interesantă. Expoziția ajunge la Forniceni într-o formulă aproape completă. Lipsesc doar, cred, 10 lucrări din patrimoniul Muzeului Național de Artă al României și o lucrare din patrimoniul Muzeului Național Cotroceni, o scenă de luptă. Însă, expoziția rezumă ce are mai esențial și ce ne-am propus noi, calitatea de pictor de front al lui Aurel Boieșu. Ce pot să mai spun? Mă gândeam că
că închei această săptămână cu Aurel Boieșu. Am început această săptămână tot cu Aurel Boieșu și nu cred că este o întâmplare. Aflându-mă în casa unor persoane particulare pentru preluarea unei donații la începutul acestei săptămâni, stăpâna casei, care este nepoata sculptorului, cioplitorului piatră Vincenzo Buschiasis, celui care îi datorăm toate monumentele de for public, toate monumentele istorice realizate la sfârșit de secolul XIX și în prima jumătate a secolului XX, doamna mi-a povestit câteva lucruri despre Aurel Boieșu. Mama dumneaei, Tereza Buschiasis, l-a cunoscut pe Aurel Boieșu. Era copil în anii 1924-1925, era recunoscută ca fiind cea mai frumoasă parte din Piatra Neamț și pictorul Aurel Boieșu a trebuit să o picteze. Nu s-a întâmplat pentru că mama nu a fost de acord ca fiica sa să stea să pozeze unui artist. Spunea însă că Aurel Boieșu era foarte frumos, avea niște ochi sclipitori. Și știm de ce, pentru că asta era cauzat și de acest lucru, era practic o, să spunem, cauzat de boala sa, de tuberculoză. Și totdeauna a purtat la chit o eșarfă roșie. Niciodată nu l-a descoperit. L-am prezentat Aurel Boieșu în calitate de pictor de front și pentru că războiul i-a marcat existența artistului. Știm foarte bine că Aurel Boieșu s-a îmbolnăvit în perioada în care a fost mobilizat, în care s-a aflat pe front, fiind purtat în marșuri de sute de kilometri, mâncând mizerabil, așa se exprimă chiar artistul. Iată că am avut argumente pentru inițierea acestui proiect. Nu știu dacă am spus tot ceea ce era important, semnificativ. Vreau să vă mulțumesc pentru atenție, vreau să-i mulțumesc domnului Teodor Brădățanu pentru itinerarea acestei expoziții și pentru faptul că ea circulă și iată o cură în sufletele în o zi cu totul și cu totul specială. Vă mulțumesc mult! Mulțumim și noi, pentru că știm bine că efortul n-a fost ușor. Vă rog, domnul Grigorianu. În primul rând, bună seara. Sigur, e o cifră rotundă, sunt 90 de ani. De la moartea pictorului Aurel Boieșu. Cred că e o datorie morală, în primul rând, pentru că Vicen să-i cinstească memoria. Aurel Boieșu e legat, în primul rând, de trei importante centre urbane. Patru, mai exact. Trei românești și unul din afara Ontario. Prădicenii sunt primordial, pentru că e locul genezei sale. S-a născut aici și a stat până când a absolvit gimnaziul Nicu Dorici. Nu exista încă pe atunci liceul Nicu Gane. Și a devenit foarte repede pentru că sistemul învățământului era altfel organizat. La 16 ani a devenit elev student, să zic așa, al școlii de bele arte, școlii de arte frumoase de la Iași, la 16 ani. Apoi a mers la Iași, la școala aceasta, unde s-a format într-un spirit academic care a fost puțin constrângător, să zic așa, pentru formația lui. Pentru că școala condusă atunci de Gheorghe Popovici, un pictor care s-a format în ambianța italiană și franceză, dar academist în ființa lui, era într-adevăr îngrăditoare pentru libertatea și fantezia, pentru acest tumult creator care exista în această structură care se numea Aurel Boieșu. Apoi a mers la Roma, unde a studiat.
n-a terminat studiile acolo, deși s-a făcut remarcat foarte repede în expozițiile în care a fost prezent, ca să se întoarcă la România și să se stabilească la Piatra Neamț, poate și datorită bolii de care suferea ftizia, o boală care se cera în vremea respectivă și fără nicio speranță de viață, decât doar de prelungirea existenței în anumit timp. Și sigur, climatul de la Piatra Neamț, nu exista nici fabricile chimice care s-au creat ulterior, multe dintre care au decedat acum. Și era un climat curat, cu munte și s-a simțit într-adevăr bine, a avut și companioni, așa cum a spus doamna director, cu care a fost afin și cu care a putut intra într-un dialog și care au creat un cadru care a fost stimulator pentru creația sa. Și acum a și sfârșit, la 32 de ani numai, deci foarte tânăr. Într-un fel, poate exista o similitudine, să zic așa, între Nicolae Labiș, care e tot din această parte a țării, care s-a stins foarte repede la 21 de ani și încă unul, și această viață foarte scurtă, curmată foarte repede, care a fost al lui Aurel Băieșu. Și amândoi, și Labiș, și Aurel Băieșu, au ars intens și au realizat într-un timp real de scurt, așa cum și la Dumnezeu, o operă care e solidă și care, peste care nu se poate trece. Asta este foarte important. Labiș a avut rolul lui, practic, marea generație a anilor 60, Nicita Stănescu, cu toți ceilalți, îi datorează enorm pentru că el a deschis, de fapt, niște porți pe care ei, după aceea, au putut umbla. Și Aurel Băieșu, la fel, s-a consumat cu o intensitate aproape voltaică, reușind să dea această operă care este solidă și peste care, așa cum spuneam, nu se poate trece, pentru că ea are un loc al ei bine situat în istoria artelor frumoase române. Spuneam, sigur, orașul acesta, Fălticeni, datorează mult și trebuie să facă mult pentru cultivarea memoriei lui și ar trebui să se gândească, pentru că în depozitele sale există câteva lucrări importante ale lui Aurel Băieșu, ilustrând mai ales cele două mari direcții care sunt caracteristice picturii sale, adică pe de parte peisagistica, în care excelează acest mare artist, și după aceea portretistica pe care o vedem în fața noastră și care dă dovada unei capacități extraordinare de citire a sufletului omenesc, însoțită împreună, evident, cu mijloace tehnice care permit să realizeze ceea ce este, adică să dea acest fior al vieții, cum s-a spus, în fiecare din aceste lucrări pe care noi le privim. Și deci, Fălticenii, așa cum spuneam, au o datorie mare în această privință. Sigur, mai ales că Fălticenii nu sunt numai locul nașterii, sunt și locul primelor impulsuri, dar primelor porniri. Se face o paralelă, nu-i nimic dovedit deocamdată, că a existat chiar o legătură de rudenie cu Sadoveanu și din acest punct de vedere prezența titanului a lui Sadoveanu, chiar în anii tinereții sale, era un monument în felul lui, anul 1904, anul Sadoveanu, era deja o personalitate de o magnitudine națională, Mihail Sadoveanu, l-au influențat enorm de altfel. Și el era într-o seducție, într-o admirație permanentă pentru uriașul care stătea aici, în deal pe strada Rădășeni, și i-a pictat, între altele, și poarta pe care meșterii de la Bunești au făcut-o la casa domnului sale, și când s-a reconstituit, reușindu-se, înainte de 89, recuperarea casei care fusese proprietatea, cuiva care o cumpărase în mod cinstit și onest, reconstituirea porții s-a făcut pe baza acestei veduri, acestei priveliști pe care ne-a restituit-o, ne-a lăsat-o spre amintire și neuitare Aurel Băieșu. Și, cum spuneam, într-un fel, apetitul asta, gustul acesta pentru peisaj și așa mai departe, își are rădăcinile și își are izvorul în opera sadoveniană. Fără a fi un descriptivist în sensul minor al cuvântului, Aurel Băieșu este un peisagist care, asemenea lui Sadoveanu, mulți contestă această paralelă, pentru că spun că proza lui Sadoveanu e o proză picturală, cuvântul lui nu e un cuvânt mustos și zemos cu valențe plastice, dar este de multe ori, deși spun că nota dominantă în descrierea sadoveniană este sonoritatea, auzul, furtuna, sunetul, șuierul vântului și așa mai departe, toate aceste lucruri. Dar felul în care Sadoveanu descria priveliștile acestui topos a împrejurimilor lui au fost un stimulant pentru
Băieșu, care a încercat și el să găsească echivalențe plastice și să transpună aceste priveliști cu tihna, cu armonia lor lăuntrică, cu elementele de expresivitate maximă în peisaje care sunt dăinuitoare și astăzi și sunt mărturisitoare și ele se află unul din ele în tezaurul Fălticenilor, datorită faptului că el a pus o legătură foarte apropiată cu unul din marele spirite al acestui loc, un spirit cultural și în același timp un spirit administrativ, un ziditor în acest plan, e vorba de Vasile Ciurea. Și zidind muzeul lui Vasile Ciurea la începutul secolului, Băieșu a fost, la fel ca și Lovinescu, un dăruitor, adică a dăruit niște lucruri pentru acest muzeu, că el să capete corp, să aibă forță, să însemne ceva. Și datorită acestui fapt, s-au mai și cumpărat după aceea lucrări, s-au făcut donații, dar primele lucruri au venit chiar dinspre Aurel Băieșu, spre muzeul Vasile Ciurea, așa cum Eugen Lovinescu a donat o bună parte din manuscrisele lui Bănău, ca celălalt de se află în patrimoniul galeriei oamenilor de seamă, și din păcate sunt într-o primejde de moarte, revin din nou asupra acestui lucru, e o durere foarte profundă, pentru că acolo există igrasie și probabil, curând, aceste lucruri vor dispărea iremediabil și sigur, oamenii care ar putea să facă ceva, poate nu-și dau seama de însemnătatea acestui lucru și de faptul că procesul este iremediabil, adică nu se mai poate face nimic la un moment dat, chiar dacă ai bunăvoința și ai vrea să o faci. De aceea trebuie întotdeauna găsit momentul potrivit pentru a acționa. Sigur, această expoziție pe care Muzeul din Piatra Neamț a inițiat-o, e alături de Muzeul de Bacău, unul dintre cultivatorii memoriei lui Aurel Băieșu, pentru că, sigur, sunt niște ani cu care s-a identificat, e un patrimoniu important care a crescut de la un an la altul, pentru că au fost donații și achiziții de-a lungul timpului, mai ales într-o perioadă în care statul român, chiar în regimul trecut, dădea ceva bani pentru a putea achiziționa lucrurile, era foarte important acest lucru. Și muzeul îi cultivă cu adevărat memoria și e foarte important, la fel cum o face și muzeul din Bacău. Și vreau să menționez o expoziție impresionantă pe care am văzut-o și am făcut chiar și un film la momentul respectiv și care m-a rămas încrustat în suflet, e expoziția la centenarul lui Băieșu, la centenarul nașterii sale, pe care muzeul din Bacău a făcut-o, o expoziție complexă, cu participarea multor muzei care au dat dintr-o dată imaginea rotundă cu toate elementele care compun un portret, care este portretul acestui artist. Sigur, Aurel Băieșu face parte din prima generație post-grigoreșteană. Și el este, în mare măsură, mai ales în peisaj, este foarte influențat de Nicolae Grigorescu. Dar reușește totuși să iasă din sub pulpana, sub mantaua acestui mare artist și să-și găsească rostirea, nota proprie. Este un lucru foarte important, îmi place. Sigur, muzeul a avut o intenție foarte nobilă în muzeul de la Piatra Neamț, să facă o expoziție cu pictori de probă. Sigur că ea se intra, să zic așa, era în siajul, ca să folosesc un cuvânt la modă, al anului ăsta. Nu te vezi, e foarte bine, e centenarul, războiul. Nu e zona cea mai reprezentativă și caracteristică a lui Băieșu. Adică e o zonă mai modestă, mai mediocră, să zic așa, a artei lui. Sigur că se vede, este indiscutabil că se vede. Atunci când Brezan a chemat 35 de artiști, au fost mulți artiști de vârf, de la Dărăscu, la Dimitrescu și așa mai departe, mulți din geanții lui. A fost și el acolo, în grupul respectiv. A fost și el la expus de două ori, pentru că au fost două expoziții. Una s-a făcut, chiar au stat 6 luni, practic, în grupul ăsta de 35 în care au lucrat. Și au făcut o primă expoziție care a fost așa mai mult pentru interior, pentru că ei lucrau la Școala de Arte Frumoase. Școala de Arte Frumoase, din păcate, nu mai există. Școala de Arte Frumoase, clădirea, vreau să spun, de arte, exista. Acolo era Academia Miheileană. Academia Miheileană a fost demolată, hoțește, să zic așa, prin anii 60 și ceva, și într-o noapte cineva a spus jos, în ciuda încercărilor unor intelectuali, mai timide, mai vocale, ca să nu fie demolat. Și a fost demolat. Acolo, în locul acela, lucrau cei 35. Adică erau adunați acolo și lucrau pentru asta. Se mai duceau pe front, vedeau câte ceva și așa mai departe.
Și a fost o primă expoziție și după aceea cea din 17, una din 18, una mai mare, într-adevăr, în care au expus toți și a expus și Băieșul, dar cronicile care au fost nici nu l-au consemnat pe el în momentul respectiv. El n-a făcut, n-avea apetitul ăsta pentru mișcare, front, dacă la Grigorescu de Dildă și a văzut o retrospectivă al lui Grigorescu, domnul Mărăzi Biliar, scenele de front, sunt excepționale. Pentru că e o tradiție la noi în domeniul ăsta. Tradiția asta s-a creat în 77, în primul rând. În 77 au fost câțiva mari artiști. În primul rând a fost Grigorescu, a fost Henția, a fost Satmari, care au mers pe front, au fost patru mari artiști, care ne-au lăsat o moștenire extraordinară și Grigorescu, în primul rând, o forță cu totul teribilă. Nu, Băieșul nu avea chemarea asta și majoritatea lucrurilor pe care le-au făcut, și aici sunt puține lucruri de rând. Voi, ieză portretul ăsta care este o forță și uitați-vă câtă viață este lăuntru, cât este dincolo de obraz, de ochii lui mai ales, care spun atât de mult. Pentru că e un amestec de tristețe, de meditație, de gândire la destinul uman, de incertitudine la ceea ce se va întâmpla mâine, pentru omul ăla pe front, nu știi că mâine, în general, viața omului stă sub semnul Domnului, nu se poate întâmpla oricând, prânge, rupe firul. Dar acolo e într-o situație aproape limită. Și acest om, pe de o parte, are și înțelepciunea de a accepta destinul în fața căruia se află. E un portret, vedeți, de o vână extraordinară, pentru că el era, în primul rând, și un mare portretist, un acesta. Deci, el a făcut în special acolo portret. Perioada aceasta, puține scene de război. Și, în general, le-a surprins spre oameni în perioadele acestea de tihne, puține cât erau. Pentru că războiul convențional de odinioară era cu perioade de bătaie și perioade de liniște, de așteptare în tranșee, până începe din nou un tir îndelungat de artilerie, infanteria se duce la atac și așa mai departe. Sau cavaleria, cum era la vremea respectivă, care vine după aceea să încerce să curețe tot ce a mai rămas acolo. Sigur că da. A făcut. Sunt lucruri viabile. Există la Piatra Neamțului un caiet care e deschis chiar acolo, într-o vitrină. Puteți să-l vedeți cu desene pe care le-a făcut Băieșul. Dar nu e zona cea mai puternică. Și atunci, sigur că muzeul, ca să poată facă o expoziție, muzeul din Piatra Neamț, a apelat până la urmă la ceea ce constituie una din liniile de forță ale acestui mare pic. E portretistica. Portretistica și peisajul. Sunt cele două mari dimensiuni care dau naștere unei personalități și arată un loc. Sigur, în primul rând, gândiți-vă că un om foarte tânăr, cum este Băieșul, încă înainte de a ajunge cei 32 de ani la care s-a simt după ftizia aceasta, care sigur că i-a fost într-un fel nu determinată, chiar cum a spus doamna, de război, că nu războiul a determinat, exista. Acolo a găsit condițiile ca ea să eclozeze, cum se spune, adică a ieșit. S-a spart ouă și a ieșit de acolo ceea ce era rău, din păcate. Și sigur, boala aceasta era fără și ea, în primul rând, i-a scăzut, i-a diminuat puterile de creație. O face chiar mai mult în perioada asta. Dar a avut o vitalitate și o dorință de a se manifesta, de a spune ceea ce exista înăuntru lui. Pentru că la Creator, până la urmă, esențialul este că el are ceva de rostit. Și orice s-ar pune, și cărușul în gură, până la urmă, tot îl va rosti la un moment dat, va găsi momentul în care să strige, să spune ceea ce a spus. Și atât cât timpul i-a îngăduit, el a spus și a spus enorm. De asta, pe bună dreptate, un critic de mare autoritate, care a fost Alexandru Busoicianu, a spus că, deci, când nu împlinise încă 30 de ani, că Aurel Băieșul este aproape un clasic. Mai măguritoare apreciere. Nu poate exista venind din partea unei voci de o asemenea, atât de prestigioase și atât de profund cunoscătoare a lucrurilor. Și Tonița l-a apreciat în mod totul deosebit. Nu mai spun confratele lui, care a fost alături, Adam Bălțatu, care a vorbit elogios și în 1967 când s-a făcut o mare expoziție consacrată lui Băieșul. Pentru că, așa cum spunea Busoicianu, Băieșul are, în primul rând, o viziune picturală. Și viziunea asta picturală rezidă, în primul rând, din culoare și lumină. Băieșul nu se bazează, deși noi vedem acum aici desene, nu? Vedem portretele astea, arată că e un desenator, e
indiscutabil că era un maestru, dar nu deselă în forța principală. El, de altfel, aceste portrete pe care vreau să le vedeți aici la un cap la altul, nu sunt făcute pe schițe. Ele sunt făcute direct din culoare. Cu o spontaneitate care e controlată, bineînțeles. Și din culoare, ce creează? Creează viața interioară a individului. Din elementele, din dialogul acesta coloristic, din eclerajul care îl face. Eclerajul ăsta ce înseamnă? Îi dă un mister. Uitați câte eclerași există aici. Nu vedeți? Vedeți că el trăiește într-o ambianță. Ca și cum ar fi într-o încăpere în care se mișcă ceva. Și nouă ne dă posibilitatea. Dacă sufletul nostru vibrează și intră, sigur, într-o relație cu ceea ce este acolo, ne dă posibilitatea să ne gândim la foarte multe lucruri, să ne închipuim multe lucruri. Și sunt multe lucruri pe care noi le-am trăit. Coloriștii, în general, au această capacitate cu totul extraordinară de a ne prinde din prima clipă. Adică sunt senzuali și ne ducem fără să vrem spre ei. Aceasta este rolul pe care îl recunoaște. Și vedeți, există o diversitate din tipologie, dacă vă uitați pe pereții ăștia. Oameni foarte diferiți. El lucrează cam cu aceleași mijloace. Dar de fiecare dată citește, găsește cifrul ființei respective. Că asta e secretul, nu? Că altfel îi facem ca pe toți la fel. Și vedem la artiștii care nu au forța portretului, cam așa se întâmplă. El a făcut chiar și un portret al lui Sadoveanu, care nu este aici, așa cum îl vedem. Aici vedem mai portretul unui fiu al lui Sadoveanu, Laurențiu, pe care l-a realizat. Personajele lui sunt cu adevărat vii. Asta este foarte important. Sunt cu adevărat vii. Sigur, nu toate sunt de aceeași valoare. Și aici sunt multe inegalități. Dacă ne uităm de la un capăt la altul. Pentru că e și un timp de evoluție. Stângăciile au existat, inegalitățile au existat. Există era unul foarte tânăr, în primul rând. Nu? Nu poți să ai... De exemplu, când a făcut baba portretului Sadoveanu sau Lucii Sturza Bulandra, era, avea o experiență, avea o forță în spate. Era un mare, mare artist. Crease scene extraordinare la Odihnă, la Câmpă și așa mai departe. Adică, îți trebuie. Dar chiar atât de tânăr. Uitați-vă de pildă la portretul acestui Rossignol, care este un personaj legat de ambianța acestui scriitor. Cât de departe, privirile lui, ce mult grezi, ce mult spun. El vede, se duce departe în lumea aproape nevăzute, nu? În care îl găsește, probabil, rostul și vorbește cu cineva. Sau Cornunicul, care este acolo, în spate, care îi face și un halou special, în care se scaune artistul. Femeile sunt foarte diferite. Autoportretele lui sunt excepționale. Se surprinde. Și se surprinde cu anumite detașare, cu o mică, mică și foarte discretă, să zic așa, autoironie care e necesară. Pentru că faci un lucru și când încerci, chiar tu să te citești pe tine însuți, e un lucru extrem de important. Sigur, nu mai puțin valoroasă e peisagistica lui. Și peisagistica este în același timp și un testimoniu valoros. Pentru că el ne redă o epocă. Cum ne redă și o epocă acestor oameni. Pentru că noi, vrând nevrând, dacă îi privim pe acești oameni, și dacă avem, sigur, o mică cultură, o trecere prin ceea ce a însemnat istoria civilizației românești și așa mai departe, ne închipuim pe oamenii aceia care trăiau într-un anumit ambianță, într-un anumit habitat, într-un anumit loc. Aveau un sistem de relații care exista la vremea respectivă. Și fiecare dintre ei ne grăiește despre așa ceva. Și femeile ne grăiesc cu discreția lor, cu delicatețea lor, cu taina lor pe care o au și care era tipic acelei epoci, pentru că un bărbat trebuia să descopere întotdeauna secretul și era într-acolo chemat. Pentru că secretul nu se devola dintr-o dată. Nu era fost la aceea scurtă care să te ducă și să nu-ți facea niciun efort de găsire a ceea ce era suprem la o femeie. Deci aici este tot secretul și așa mai departe. E o expoziție cu adevărat minunată. E un frumos elogiu care se aduce acestui mare artist. Și eu aștept clipa când fălticienii vor fi capabili să facă ei o expoziție, nu să o aducă de la piatră. Consacrată lui Aurel Băieșu, pornind de la lucrările pe care le are fălticienii,
aducând de peste tot unde este câte ceva, și eventual în această galerie, care refăcută cu bani europeni sau bani naționali, să arate cu adevărat ca o galerie în care ar trebui să se afle o galerie temporară unde să fie asemenea expoziție ca asta, iar aici să se afle patrimoniul de plastică care s-a adunat de-a lungul timpului, fie creat de Vasile Ciurea, fie creat de Ion Irimescu sau de alți oameni care au dăruit, și eu, de pildă cu mijloacele mele modeste, am convins câțiva artiști și au dăruit câteva lucrări acestui muzeu. Deci, trebuie să și aș fi capabil să mai convinc și pe alții, dar important ar fi ca ele să poată sta pe perete. Asta e foarte important. Dacă nu facem asta, nu are niciun rost să existăm. Pentru că niște săli cu zăbrele, așa cum vedem aici, nu sunt niște săli pentru a găzdui asemenea pomor. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Într-adevăr, este nevoie să schimbăm unele lucruri aici la muzeu. Și în acest sens am început niște demersuri. Nu este atât de simplu. Când spuneați că am adus expoziția de la Neamț, am adus expoziția, dar o parte din exponatele din această expoziție aparține muzeului nostru. Și atunci la Neamț a avut loc expoziția prin colaborarea noastră. Asta e adevărat. Dar inițiativa e a mea. Da. Este inițiativa dumneavoastră și pentru noi a fost important pentru că s-a întâmplat ceva mai rar pentru muzeul Irimescu și anume am adus exponate care sunt clasate în tezaur. Nu s-a mai întâmplat până acum. Ne pare foarte bine că această expoziție are loc. Îi mulțumesc încă o dată doamnei Verzea pentru că a dovedit un efort susținut, având în vedere birocrația implicată. Și sperăm ca această colaborare care a început cu această expoziție să continue. Dacă mai este cineva care... Este Mihai Gabriel venit aici, așa da? Că trebuie să-l salutăm și pe el, vedeți. Și el se prezeze pentru galeria. Azi a primit titlul de cetățean de onoare la Preotești, pe care eu l-am primit acum vreo săptămână. Domnul Mihail Gabriel este un mare donator al muzeului nostru. Avem multe lucrări de la dumnealui și ne-a ajutat în mai multe rânduri. Dacă doriți să... Vrei să spui ceva? Mihai, vino aici. Mai avem destui care cunoaște prieteni apropiați. Așa, dar nu se poate, că același lucru s-a întâmplat și la Suceava, când am fost cu domnul Paul Gherasim, cu toată promoția, a zis că vreau să fac eu reclamă la București. Eu am spus că nu mă interesează chestia asta. Domnul Gherasim voia să doneze toată generația. Flondor, iată că iată că. Dar, tot așa. Noi dacă venim din altă parte, ne se spune că vreți să ne facem loc acasă. Nu știu ce... Cel mai trebuie să se vincă la oroc în țară. Da, pictorul Gherasime original de aici de la noi și sigur vrea să facă donații. Și aia e foarte important. El face parte dintr-o mișcare plastică foarte importantă, mișcarea Prolog, care a dat câteva remarcă și care au creat o direcție, un curent nou în cultură, inclusiv au preluat într-un chip, sigur, valorificat superior și într-un chip original, elemente care țin de universul religios al nostru, pe care i-au găsit niște expresii cu totul deosebite și, cum să spun, nu banale, ci esențializate și încărcate din simboluri fantastice și este o direcție care ar fi meritat și ar fost pentru Vâlticeni, cum să spun, un cadou minunat pe care l-ar fi avut și dacă a ratat această ocazie, e un lucru foarte trist pentru oraș și inclusiv tristețea asta o resimt și eu ca fălnicinean, deși sunt acum asta fiind la Iași, dar mă socotesc în același timp și fălnicinean și orice lucru care orașul ăsta îl pierde, inclusiv de la identitatea ei moldovenească, pentru că din păcate, sigur și bucovinenii sunt moldoveni și basarabenii sunt moldoveni, dar acum ne-am separat
Și fălnicenii nu sunt bucovineni, sunt moldoveni. Reține coate, sunt moldoveni. Noi suntem regățeni. Foarte mulți fălnicineni sunt foarte tentați că sunt frumoase așa Bucovina. Eu sunt bucovinean. Nu sunt bucovinean, sunt moldovean din fostul regat, care a ținut până la Brăiești. Păi și ei erau în regat. Ăsta e adevărul istoric. De aia, de la Cornul Unii s-a reconstituit, de acolo au mers trupele românești să ducă să dezrobească Bucovina care s-a unit cu noi. Asta este istoria adevărată și trebuie să o respectăm. Mai fac câte o precizare. Inconfortabilă. Vă mulțumim tuturor că ați venit. Domnul Tovan vrea să spună câteva. Domnul Tovan. Iată ce înseamnă o comunitate bine închegată. Da, mulțumesc frumos. Nu vreau să mă transform într-un vorbitor de profesie, dar a se ține voia face două, trei clarificări. Dincolo de cui a aparținut inițiativa acestei expoziții, la o zi mare, odată la 100 de ani, chiar dacă să dăm cezarului cel cezarul, de Piatra Neamțului și de Vent, că Bacăul la fel la omagiat de mort, la fel am spus și de maestru Grigore Elisei, dacă Grigore Elisei este un ieșan de la Fălticeni, la fel și Aurel Băieșu este un nemțean tot de la Fălticeni. Așa că merită mai mult decât asta, decât aducerea minte, foarte multă prețuire și recunoaștere. Maestru Gabriel prezent aici de față. E foarte complicată lumea artistică și lumea artiștilor. Nu pot să intru, eu am dat cu părerea despre valoarea creației lui Aurel Băieșu, dar ținem cont că la 32 de ani s-a dus în lumea drepturilor, a trăit mai puțin decât Eminescu, cu atât mai mult merită prețuire și recunoaștere și aduce aminte din partea celor din Fălticeni. Și tot respectul și considerația pentru cei care au trecut la a doua tinerețe sau au trecut în al doilea, a doua jumătate, ca să spun așa, m-aș bucura și cred că, dincolo de inițiativa lăudabilă a părintelui, care astăzi conduce muzeul de la Fălticeni, să vedem în ocazie de genul ăsta foarte mulți copilași de școală primară, că lor trebuie în primul rând să le aducem aminte și de Băieșcu, de toate mari personalități pe care le-a avut Fălticeni. Am încercat un prim demers, să știți, sala de alături, care s-a avut o sală multifuncțională la vremea respectivă, când muzeul era închis și căutam soluții pentru a-l redeschide, îi poartă numele. Există o stradă în Fălticeni care se cheamă Pictorul Băieșcu, e prea puțin ceea ce s-a făcut, dar eu cred că îi înțeleg oful, nădufu, maestrul Elisei, dar e un pas înainte. Faptul că ce se întâmplă astăzi aici, categoric, e mai mult decât nimic și mai ales că e și o zi mare la care trebuie să ne avem împreună unii pe alții. 1 decembrie și mai ales că lucrul ăsta se întâmplă odată la 100 de ani. Mulțumesc! Vă mulțumim tuturor pentru participare. Mulțumim distinșilor oaspeți, pentru că avem și oaspeți care vin mai rar pe la noi. Au venit astăzi cu ocazia dezvederii gusturilor. Și vă invit în acordurile domnului profesor Ciprian Gagiu de la Muzeul de Artă din Suceava să... să vedeți lucrările. Și îndemnați-i pe toți fălticinenii să vină să vadă această expoziție. Asta e foarte cât mai mult să vină să vadă. Expoziția va rămâne aici dar... toată luna decembrie. Așa că sperăm să vină cât mai mulți fălticineni să vadă cine sunt. Profesorul de gesen și aducă elevii să vadă aici, să viziteze. Asta e foarte important.